din păcate, mașinile diesel moderne sau nu moderne, ultimele modele de diesel, ultimele modele însemnând în mare parte după 2016 încoace, deși primele variante quad au apărut ceva mai devreme. După 2016-17, când a apărut ultima normă Euro 6 D-Temp, toate modelele diesel care au fost sau care se vând astăzi, care s-au vândut și care se vând, sunt echipate cu un sistem cu AdBlue. La camioane e de mai demult timp AdBlue, de fapt acolo a apărut pentru prima dată. Dacă nu știi ce este AdBlue, am un clip în care explic în detaliu ce este. Și mai am un clip pe care l-am făcut cu Cătălin de la Ritter Broker când veneam din Lituania sau când mergeam spre Lituania, în care am discutat despre AdBlue. Pe scurt, e o substanță care reduce foarte mult emisiile de oxid de azot sau NOx. Astfel, noi trebuie să umplem mereu rezervorul de AdBlue, care costă câteva sute de lei pe an. Problema este că acest sistem adaugă complexitate. Dacă rămâi fără, mașina poate să intre în limp mode, nu mai trage sau nu mai pornești sau nu mai poți să mergi cu ea. Sau mergi cu ea, dar ai putere limitată, în avarie, cum ar veni. Și ai multe alte componente care se pot defecta, care costă mult și care se defectează sau care se strică, cum place mie să spun, deși nu e mâncare, se strică, mai repede decât ai crede. Adică nu e ceva care pică la 300.000, 400.000 km de la vârstă. Bogdan, adică editorul care procesează acest episod, a avut o problemă la un Mercedes 2000 sau 22 diesel. I-a căzut senzorul de AdBlue la mai puțin de 60.000 de kilometri, mașină nouă. Și a fost vreo 2.500-3.000 de lei, dacă mi-aduc bine aminte, și a picat mult mai devreme decât era practic programat. Adică a avut o durată de viață mult mai mică decât a dat producătorul. Adică, nu știu, un senzor 2500 de lei, nu știu, la o mașină un pic mai veche, dădeai 2000 de lei, 2500 de lei pe un kit de ambreiaj. Adică, la Seatul meu, știu că e o comparație poate stupidă, dar vorbim de diferența de cum erau înainte și cum sunt astăzi aceste motoare diesel, mult mai complicate, mult mai complexe. Ok, adevărat, e diferență și de brand, unul e budget, unul e mai luxury. Dar am dat 1500 de lei să schimb ambreiajul la Seat. În cazul unei mașini mai noi, domne, e mai avansată, domne, poluează puțin, domne, nu știu ce, dai 2500-3000 de lei pe un senzor. Plus că sistemul AdBlue e mult mai complex de atât, plus că, repet, trebuie să completezi mereu cu AdBlue. Un rezervor, un plin de AdBlue te ține undeva între, depinde de la mașină la mașină, dar plus minus 10.000 de kilometri. De la 5.000 la 20.000, deci, da, eu zic că undeva la minim 10.000. Să fiu sincer, n-am deținut niciodată o mașină cu AdBlue. Am condus cu siguranță mașini de test care au fost noi la vremea respectivă și aveau în dotare sistemele cu AdBlue. Sfatul meu. Sfatul meu, dacă îți cauți o mașină nouă, eu unul nu mi-aș mai cumpăra diesel, deci nu recomand nimănui să mai cumpere astăzi o mașină nouă diesel, pentru că înseamnă să o ții minim 5-10 ani de zile, mă rog, dacă ești o persoană obișnuită și nu faci transport mărfuri, nu faci Uber, taxi, deci dacă în regim normal, dacă o ții între 5 și 10 ani, deja în 2033-2035 se cam apropie acel termen pe care l-a impus Uniunea Europeană. Și s-ar putea să nu mai vinzi sau s-ar putea să pierzi foarte mulți bani la ea. Plus că întreținerea e costisitoare. Plus că, uite, sunt aceste minuni precum AdBlue, DPF, GR, Twin Turbo. Deci super complicat totul, care asta înseamnă mai multe costuri pentru tine. Adică mai bine te orientezi către benzină sau electric sau hibrid benzină. Asta ar fi primul sfat, dacă vrei o mașină nouă sau aproape nouă. Iar pentru cei care totuși vor o mașină la mâna a doua și vor diesel, bugetul e mai limitat, caută-ți o mașină diesel până în 2016-2017 care nu are AdBlue. E adevărat, AdBlue ne ajută să reducem foarte multe emisiile pentru sănătatea noastră. Dar pentru cine deține mașina, e un chin. Adică de evitat mașinile cu AdBlue din cauza costurilor și a complexității. Eu aș evita astfel de mașini. Aș merge pe benzină simplu, benzină hibrid, benzină turbo sau 2000 diesel, 3000 diesel, variante mai vechi, care nu vin cu un astfel de sistem.
Adică dacă ar fi să-mi cumpăr acum diesel, eu personal, dacă ar fi să-mi cumpăr acum ceva diesel, mi-aș lua ceva de 3 litri, poate chiar BMW, cu un 6 cilindri în linie, sau un 4.2 TDI V8. Deci la motoare mari diesel nu zic nu, dar pentru cine vrea o mașină obișnuită, cu un motor obișnuit, aș încerca pe cât posibil să evit o motorizare, un model care are o motorizare echipată cu AdBlue. Costuri mari, bătaie de cap, complexitate, nu mulțumesc. Și indiferent dacă îți cumperi o mașină cu AdBlue sau nu, nu uita să o verifici cu car vertical. Te poți trezi că cumperi o mașină care a fost accidentată, lovită, inundată sau a avut kilometrajul modificat. Ai și un cod de reducere 99 Vehicles care îți va oferi 20% discount dacă baci codul la checkout pe car vertical sau poți intra pe linkul din bio sau pe carvertical.com/99vehicles. Vă mulțumesc și ne vedem în următoarele episoade.